Leonardo începe să-l picteze cam pe la 1504, dacă nu mă înșel, când era ceva mai puțin încărcat de comenzi și era în tranziție la Florența, în tranziție între Milano și, să spunem, Franța, unde și sfârșește. La Florența apucă să-l vadă, dar într-un stadiu incipient, Rafael, care face un desen după tablou și, în fine, încorporează schema compozițională în propriile portrete. Dar după ce Leonardo pleacă cu tablou cu tot, nu îl livrează negustorului, Francesco del Giocondo, negustorului, de fapt era un notar, cred, în orice caz un funcționar, care comandase, și pleacă cu tabloul în Franța. Și rămâne în Franța, de fapt, până târziu, într-o recluziune quasi totală, aproape că nu este văzut, în fine, de artiști. Câte cineva aici și acolo, odată în secolul al XVII-lea, odată în secolul al XVIII-lea, are acces la tablou și spune câte ceva despre el. De la un punct încolo este popularizat prin intermediul unei gravuri. Evident, o ilustrație după un tablou nu are forța vizuală a obiectului în sine, după care începe să fie expus la Louvre, când este deschis acest muzeu, și anume la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Dar pe atunci se cam pierdea printre alte tablouri de renaștere și, de fapt, începe să fie descoperit și evocat cam după 1850, și anume prin intermediul unor, când este reevaluat Botticelli, de asemenea, și Leonardo da Vinci intră cumva în siajul acesta romantic, când este evocat portretul Liza Gherardini de autori precum Teofil Gautier, între alții, care îl descriu ca fiind ceva neliniștitor, un fel de, nu neapărat un portret sau ceva mai mult decât un portret, un fel de portret atemporal, portretul unei vampe, unei femei fatale care trece dincolo de epoci, dincolo de mormânt și bântuie cu, sau în fine, obsedează diversi pictori. Este literaturizat, pe scurt, acest tablou. După care, în 1911-13 se întâmplă ceva interesant, două lucruri. Pe de-o parte, tabloul este furat de un exaltat, un florentin, care pretinde că vrea să repatrieze pe Leonardo în felul acesta. Și în același timp apare cea de-a doua, Mona Lisa, care este mult mai tânără și este cam la fel de tânără cât era Liza Gherardini când a fost pictată de Leonardo, 24 de ani. Evident, Mona Lisa de astăzi de la Louvre este o femeie ceva mai în vârstă, adică pe la vreo 30 și ceva de ani, ca și cum, tot pictând la ea, din 1504 până în 1519, ea a mai îmbătrânit de la un an la altul. Cea descoperită undeva în suburbiile Londrei, la Eisenwolf, de unde și Mona Lisa Eisenwolf, era tânără și era lucru și mai frapant, rămasă cam în același stadiu în care o desenase Rafael la 1504. Și de aici se întreagă speculație că ăla e tabloul pe care l-a pictat într-o primă instanță Leonardo și l-a dat familiei care comandase, lui Francesco del Giocondo, după care el a făcut în paralel un alt tablou, la care a tot continuat să lucreze și a tot lucrat și a tot lucrat, astfel încât dintr-un simplu portret a devenit un fel de meditație pe tema portretului, locului omului în lume, legăturii dintre microcosmos și macrocosmos și așa mai departe, întreaga filozofie în reflecția la această temă, în interpretarea acestui tablou. Și, în fine, ca să fie și mai palpitant, diverse analize recente care a apărut acest tablou cam prin 2012-2013 au relevat faptul că era perfect contemporan cu epoca în care a fost pictată Mona Lisa și care a putut să fie pictat și chiar de Leonardo. și iarăși foarte frapant, se și suprapun desenele celor două tablouri, ca și cum ar fost pictate după același carton. Da, nu știu dacă e o teorie veridică, reală, greu de demonstrat, dar în orice caz e o apariție foarte interesantă, aceasta a doua Mona Lisa. Ai văzut tabloul? E greu de văzut. Adică cel de la Louvre, pentru că celălalt e păstrat într-un seif în Elveția, probabil. Dar nu poți vedea tabloul, pentru că e o serie de bariere în calea către el. Îl vezi la capătul unei mulțimi când intri în sala aceea mare pictură italiană de renaștere de la Louvre, o mulțime de turiști care fac acolo de poze, selfie-uri și așa mai departe. Și dacă reușești să străbați această mare de public, dai peste o barieră de lemn care e pe un traseu circular și are o rază de, nu știu, 2 metri, cred, și care te oprește acolo. Nu poți înainta mai mult de 2 metri. Și în orice caz e un tablou relativ mic pe care ar trebui să-l vezi de aproape ca să îl percepi integral. Și asta nu se poate și nu se poate nu doar din pricina acestei bariere, ci și pentru că are o sticlă, o foaie de geam de protecție. Și nu întâmplător, pentru că tabloul a făcut obiectul ca și alte exemple faimoase, Bunăoară, Rondul de noaptea lui Rembrandt sau prima Pietà de la Catedrala San Pietro al Michelangelo a făcut obiectul unei vandalizări sau mai multor vandalizări. Și prin urmare, asemenea bariere de protecție se impun. Deci nu poate fi văzut tabloul decât în circunstanțe cu totul speciale. Dacă ești Martin Kemp, un savant, marele savant Leonardo sau Kenneth Clark sau Daniel Arasse sau alții și care au privilegiu să vadă tabloul de aproape într-o zi în care nu se vizitează Louvre sau, nu știu, alminteri, diversele reproduceri de calitate pot suplini într-o oarecare măsură această experiență. Pe tine ce te-a impresionat la acest portret? În ce crezi că stă farmecul lui? Farmecul Monei Lisa, portretului Monei Lisa, rezidă în subtilitatea cu care Leonardo a reușit să surprindă interioritatea personajului. E un lucru pe care îl urmărea cu oarece perseverență, de altfel și spune undeva că pictorul trebuie să surprindă omul și mintea lui, omul la sua mente, într-unul din caietele pe care le-a tot scris. Și spre diferență de majoritatea chipurilor pictate în Renaștere, care sunt oarbe, nu exprimă nimic, chiar dacă unele zâmbesc sau sunt grimasante sau, în fine, manifestă anumite afecte, portretul acesta, chipul acesta, chiar dacă nu este spectaculos deformat, e doar un zâmbet schițat acolo, totuși e mult mai uman și mai evocator decât majoritatea chipurilor pictate în epocă, la Florența și nu numai. Și în al doilea rând, e o foarte mare și sofisticată știință a picturalității, inclusiv tehnică. Acolo Leonardo aplică o tehnică insuficient cunoscută la vremea respectivă în Italia, și anume pictura în ulei, în glasiuri, straturi foarte fine de transparente, dar de o transparență colorată, de culoare dizolvată, pigment dizolvat în ulei, astfel încât pe alocuri sunt și mai mult de 10 straturi, de 10 pelicule de asemenea glasiuri. Ceea ce face ca acel tablou să pară cumva stratificat, de o stratificare extrem de fină, să lasă impresia că nu are niciun fel de linie, că totul se naște din îngemânarea culorilor, din materialitatea culorii. Aproape că desenul nu este vizibil în linia, conturul în acel tablou. E și o tehnică anume pe care o pune în operă Leonardo și pe care o perfecționează, tehnica sfumato, de la sfumare, a vaporiza, a dizolva în sensul acesta. Și, prin urmare, acel portret lasă impresia unei... nu e atât de clar și de tăios în construcție, ci pare mai curând vag, pâclos, vag, în fine, vaporos, ceea ce evident îi adaugă o aură de mister și din acest punct de vedere. Și, în fine, e și o foarte sofisticată relaționare între personaj și peisaj. Peisajul din fundal, care ocupă un loc important, și o anumită continuitate între ele, anumite pliuri ale falduri, ale veșmântului Monei Liza se prelungesc în colinele din fundal. E un fundal, în orice caz, atemporal, nu un peisaj toscan sau un peisaj real, ci pur și simplu pare să fie un peisaj antidiluvial, de dinaintea omenirii, la care Leonardo pare să fi meditat de asemenea. Era preocupat de istoria geologică a Pământului, de epocile în care, bunăoară, pe dealurile Toscanei erau fundul unei mări, și așa mai departe. Și e foarte interesantă relaționarea aceasta între durata lungă, să spun așa, istoria omenirii, istoria planetei și durata scurtă, și anume viața acelei femei care îi pozează, actul pictării ei, și așa mai departe. Și faptul că, în fine, nu e un simplu portret, o simplă transpunere în imaginea unui moment din biografia unei persoane, activitatea care, în fine, se epuiza în câteva ședințe, o lună de zile maxim, ci e o meditație, un tablou meditație la care lucrează ani în șir, 15 ani, face ca acest tablou să fie atât de extraordinar. Lumea nu mai știe de ce este atât de extraordinar, în general, invocându-se tot felul de motive, zâmbetul misterios, în fine, ochii care te urmăresc, privirea care te urmărește oriunde te duce, asta-s baliverne, mai puțin, și uită, de fapt, sau nu știe care este profunzimea, ce constă profunzimea acestui tablou.